Când s-a produs prima ta întâlnire cu bucătăria? Acum foarte mult timp, cred că aveam 11-12 ani. Mi-a plăcut dintotdeauna să intru în bucătărie și să fac tot felul de preparate. Ce îți place acum cel mai mult să gătești și ce ți iese cel mai bine? Bucătăria mediteraneană este preferata mea și preferata familiei mele. Fac foarte multe legume la cuptor și mi-e foarte bine. Fac tot felul de paste din asta de spreadables, cum se spune în limba română, că nu mai știu. Tartinabile, adică. Hummus, lapne, guacamole, mi-e foarte bun. Există și vreun preparat pe care nu-ți place să-l gătești? Da, nu-mi place foarte tare să gătesc carne, din simplu motiv că nu-mi iese. Cum așa? Nu știu, deci pur și simplu nu se lipește de mine acest know-how. Am încercat, am fost și la cursuri de gătit carne roșie, respectiv carne de vită. Mi-a ieșit prima oară, adică a doua zi după cât era informația proaspătă în minte, după care totul s-a estompat și ultima încercare a fost o superbă friptură de vită talpă. Apropiații, ce-ți cer cel mai des să le gătești? Apropiații, adică familia. Familia, da. Îmi cer să le gătesc o pizza comandată sau un burger comandat. La capitolul dulciuri, ce-ți place cel mai mult să pregătești sau... Îmi place să pregătesc tiramisu, îmi place să pregătesc cheesecake, îmi place să fac tot felul de panuri cu fructe și diverse arome. Ce părere ai de dialog, cuptorul minune? Oh, l-aș cam vrea la mine acasă. Exact cum spuneam, găsesc foarte des legume și când fac ceva de mâncare, fac ardei, ceapă, usturoi, cartofi, cartofi dulci și mi-ar plăcea să pot să le pun pe diverse rafturi diferite, știi, să se coacă așa cum trebuie fiecare. S-a întâmplat să ai și un accident în bucătărie? Să ia ceva, să sargă? Am toate degetele, nu. Mersi frumos! Mersi frumos!